Bună seara, a fost aproape de o surpriză, a spus multe probleme în prima repriză, a venit golul de 1-0 imediat în repriza secundă, ați reușit să egalați, cu puțin noroc, e adevărat, dar una peste alta, cred că pot fi trase și concluzii în favoarea echipei dumneavoastră în această seară. Da, așa este, am avut multe momente de joc bune. Am încercat să jucăm de la egal la egal cu CFR, cu campioana României. Cred că am făcut, nu cred, sunt convins că am făcut o primă repriză foarte bună, unde ne-am creat multe situații de a marca, dar n-am fost inspirat să le fructificăm. Trebuia să le terminăm cu finalizare, cu șuturi spre poartă, însă am preferat să pasăm sau să încercăm încă un dribbling. Așa este, am revenit de la 1-0 și nu este ușor aici pe terenul CFR-ului să revii de la 0-1, chiar dacă am avut șansă, așa cum ai spus și tu. Suntem așa dezamăgiți de rezultat, pentru că cred că puteam mai mult, însă este clar că victoria CFR-ului este meritată, ne-au marcat 3 goluri. V-am spus înainte de joc că încercăm să fim o nucă tare, vrem să jucăm un fotbal bun, vrem să arătăm că suntem o echipă care merităm să fim în primele 6, să punem probleme. Eu zic că astăzi am reușit. Păcat că în anumite momente am avut momente bune de joc, după care au fost și momente mai puțin bune, dar asta este, suntem pentru prima oară în istorie în play-off, dar încă o dată vrem să ținem steagul sus și să jucăm în continuare un fotbal bun, plăcut. Apropo de ținut steagul sus, Burcă spunea ceva mai devreme că se așteaptă să puneți probleme în continuare și lui FCSB, poate și Craiovei, adică faptul că ei au câștigat în această seară în fața dumneavoastră, nu, cum să spunem, nu vă face un adversar facil pentru rival. Da, mă bucur că suntem apreciați și adversarele noastre vorbesc despre noi că jucăm un fotbal bun și că putem să punem probleme și ăsta este adevărul. Ok, a fost primul joc, ne vom regrupa, încercăm să ne revenim fizic și după aia mental după acest rezultat. Avem un joc dificil cu Craiova acasă, la fel, ne dorim să facem un joc bun. Și bineînțeles să eliminăm greșelile pe care le-am făcut astăzi. V-am spus și înaintea jocului că la CFR, dacă pe terenul CFR-ului sau când joci împotriva CFR-ului, dacă vrei să iei punct sau puncte, trebuie să faci cât mai puține greșeli. Noi astăzi am făcut și ne-au costat. Dar este clar că valoarea individuală a jucătorilor de la CFR este clar că este peste ce avem noi. Însă eu îmi felicit băieții pentru atitudinea lor, suntem un grup unit, suntem un grup frumos, o gașcă nebună, vrem să ne continuăm aventura în continuare, adică să jucăm bine și să arătăm la toată lumea că nu întâmplător am ajuns aici. Mulțumesc frumos!